Dăm pe Domnul că merită toată lauda. Cântarea care vrem să o cântăm spune așa: ce bine e că frații cu dulce se unesc și în dragoste cu toții pe Domnul preamăresc. Ce bine e când frații cu dulce se unesc și în dragoste. Astăzi cânt voios că Dumnezeu este pânul vieții mele, El e Domnul meu. Astăzi cânt voios că Dumnezeu este pânul vieții mele. Rătăceam în lume.
locui, stânca de veacuri, păstorul meu, râul vieții, ea purul Dumnezeu. El e fântâna cu ape vii, locui, stânca de veacuri, păstorul meu, râul vieții, de-a purul Dumnezeu. Astăzi când voios că Dumnezeu e stăpânul vieții mele, El e Domnul meu. Pe pământ, cine-n ceruri sus, e ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Iisus. Fără El flământ și însetat, rătăceam în lumea largă, neajutorat. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm că Dumnezeu este acela care ne-a dat din harul Lui și în această dupămasă putem să fim din nou în casa Lui. Pentru că recunoaștem că El este fântâna cu ape vii. Recunoaștem că El este păstorul nostru. Că El este Domnul Dumnezeul nostru care ne-a purtat de grijă și care ne poartă de grijă fiecare zi. Slăviți să fie El! Psalmistul în Psalmul 103 spune: binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Fiecare dintre noi am avut parte de binefaceri. Au fost oameni pe lângă noi care ne-au ajutat în momente grele și nu-i putem uita niciodată. Dar Dumnezeu este acela care ne ajută în fiecare zi. Dumnezeu este acela care ne ajută să ne trezim dimineața din pat. El ne ajută în timpul zilei să ne desfășurăm activitatea, El ne dă o minte sănătoasă, dă lumină ochilor noștri, dă putere mădularelor noastre și trebuie să venim cu mulțumire. Să recunoaștem pe El în tot ceea ce facem noi, să recunoaștem că cu tot ceea ce suntem, suntem în mâna Lui. Și dacă astăzi stăm în picioare, este mâna Lui Dumnezeu peste noi. El este acela care ne-a ajutat, El este acela care ne-a sprijinit, slăvit să fie El. Și în a doua parte, să venim să cerem binecuvântarea Domnului peste sufletele noastre în această dupămasă. Haideți să-i spunem: Doamne, avem nevoie de binecuvântarea Ta în această dupămasă. Avem nevoie de prezența Duhului Tău Sfânt peste noi. Avem nevoie ca Duhul Tău să însoțească cântările de laudă. Avem nevoie ca Duhul Tău să însoțească îndemnurile, să însoțească cuvântul care va fi în această dupămasă și sufletele noastre să fie săturate în această dupămasă. Să intrăm în rugăciune, să venim cu mulțumire și să cerem binecuvântarea Domnului peste lucrarea din această dupămasă. Amin.
Așa cum stăm ridicați pe picioare, aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, la Psalmul 38. Psalmul 38, pagina Scriptură 574. Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă pedepsi în urgia Ta, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și mâna Ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit, toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gem. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinele mele nu sunt ascunse. Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce îmi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura, sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc, Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule. Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul într-o cântare. Vino la apa vie. Vino că nu în zadari, aici vei afla răspuns. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică îți va fi plata. Aici e apa vieții, aici vieții-ntra ta. Viața veșnică-ți va fi plata, aici e apa vieții, aici vieții-ntra ta. La acest izvor grăbește, umple-te de credință, aici păcatul se șterge, aici se împarte milă. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata, aici e apa vieții, aici vieții-ntra ta. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata, aici e apa vieții, aici vieții-ntra ta. Vino la acest izvor sunt, vin de care vei primi, vezi izvorăște viața, iacă fericit vei fi. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata, aici e apa vieții, aici vieții-ntra ta. Grăbește-te, nu-ntârzia, viața veșnică-ți va fi plata, aici e apa vieții, aici vieții-ntra ta.
Acest psalm care aparține lui David, David este acela care mărturisește în el puterea păcatului. Puterea păcatului care apasă asupra omului, a faptului că omul care trăiește în fără de lege simte o apăsare, simte o povară, simte că o mână nevăzută apasă asupra lui. Dar cel mai important lucru pe care îl vedem în acest psalm este că omul lui Dumnezeu recunoaște că a greșit înaintea Domnului. David spune aici, fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Să știți că cel mai important lucru este să recunoaștem că am greșit înaintea lui Dumnezeu. Să recunoaștem că suntem oameni care am păcătuit. Pentru că dacă nu recunoști că ai greșit înaintea lui Dumnezeu, vreau să spun că nici nu te poți bucura de iertarea lui Dumnezeu. Ca să te bucuri de iertarea lui Dumnezeu, trebuie să intri în lăuntrul tău și să recunoști că ai greșit. Până când nu intrăm în lăuntrul nostru, până când nu ne cercetăm înaintea cuvântului Dumnezeu, înaintea luminii lui Dumnezeu, putem să avem o părere foarte bună despre noi. Dar părerea aceasta foarte bună despre noi nu ne ajută cu nimica. Ci de-abia când recunoaștem că am greșit, de-abia atunci ne putem bucura de iertarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Fiul risipitor, până n-a recunoscut că a greșit, până n-a recunoscut că trebuie să se întoarcă din nou la tatăl său, a stat acolo. Fiecare dintre noi suntem chemați în această dupămasă să recunoaștem că în viața noastră există greșuri. Să recunoaștem că în fiecare zi mai greșim, mai spunem o vorbă, mai avem o atitudine nepotrivită. Dar vestea bună pentru fiecare dintre noi în această dupămasă este că atunci când ne recunoaștem, primim iertarea lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să ne recunoaștem. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. Să stăm înaintea Domnului, să recunoaștem că am greșit. Doamne, te rog ca Tu să ne ierți. Pentru că am greșit poate față de partenerul de viață. Ai greșit poate față de părinții tăi. Ai greșit poate prin atitudinea ta la locul de muncă față de șeful tău. Te-a însărcinat să faci anumite lucruri și poate ai stat la umbră. Este o greșeală și lenea aceasta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi știm cu ce am greșit înaintea Domnului. De aceea avem ocazia ca în această rugăciune să ne cerem iertare. Și Dumnezeu care este bogat în îndurare, slăvit să fie El, că El ne oferă. De aceea să intrăm în această rugăciune și Domnul să aibă milă de sufletele noastre. Amin.
Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul într-o cântare. Domnul. Versetul 15 al psalmului ne spune așa frumos: Doamne, în Tine nădăjduiesc. Poate ai venit în această dupămasă aici și suferi. Ai o durere în trupul tău, ai venit în această neputință a trupului, poate ai probleme acasă, poate ai probleme în familie, dar nădăjduiești în Dumnezeu. Ce frumos! Atunci când stai înaintea Domnului, să nădăjduiești în El. Să ai acea credință, să ai acea putere, să pășești înainte că Domnul Dumnezeul tău este cu tine. Că Domnul este acela care te sprijină. Și în Psalmul 9, versetul 9 și 10 ne spune așa: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Și continuă versetul 10. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Ce frumos! Domnul Dumnezeu este acela care este scăparea noastră, Domnul Dumnezeu este acela care nu ne părăsește. El este acela care este lângă noi, ne ajută și ne sprijină. Aș dori să-i susținem în rugăciune pe toți cei care au trimis un bilet în această dupămasă. Sunt persoane care suferă în trup, sunt persoane care se roagă pentru familiile lor, ca Dumnezeu să intervină. Undeva e un duc de ceartă, a apărut o ceartă între frați și acum frații nu-și mai vorbesc. Domnul să lase pace în fiecare familie. Domnul să se îndure de fiecare. Ieri m-a sunat un frate și m-a rugat frumos să trimit un bilet că mâine va avea o intervenție chirurgicală, fratele Tareu Emil. Domnul să-l binecuvinteze și să fie cu el acolo și cu mâna medicilor și Dumnezeu să-i dea izbăvire. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare și cu credință să venim înaintea Domnului.
să nădăjduim în Domnul, că El este acela care se îndură. El este Cel ce ascultă rugăciunea. El este Cel care face minuni și astăzi, slăvit să-i fie numele. De aceea, cu credință, să cerem îndurarea Domnului, să cerem mila Domnului și Dumnezeul nostru este Cel care se îndură și lucrează. Amin. Da, Doamne. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi într-un mod deosebit, pe lângă multele binecuvântări de care am avut parte în aceste zile și în această zi, să fim în seara aceasta aici, frați și surori, la altarul casei Domnului să deschidem Sfintele Scripturi, iar noi fiecare să putem să fim prezenți aici și să auzim cuvântul Domnului. După ce am lăsat la... Și am adus la cunoștința Domnului frământările, grijile și apăsările noastre, dorim ca Domnul să ne vorbească în continuare și puterea Lui să se manifeste între noi. De aceea vom cânta două strofe de cântare în comun și vom deschide Sfintele Scripturi la pagina 971. Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Vom cita de aici primele 9 versete. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat!
cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. Să urmărim cuvântul Domnului. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenici și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Căci pâine, câtă pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frâns și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșuri pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă Iisus le-a dat drumul. Amin. Să rostim rugăciunea Tatăl nostru, noi toți cei prezenți aici și în această dupămasă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile, salutăm prezența voastră, prieteni, dragi, frați și surori prezenți aici și binecuvântarea Domnului să fie peste noi și peste cei care ne urmăresc online, pe internet. Dumnezeu să lase pace, bucurie și binecuvântare peste fiecare. Iată că efectele caniculei, a căldurii exagerate de care avem parte în perioada aceasta, își arată efectele, dragii mei, pentru că deplasarea, ieșirea din case și alte activități sunt frustrate, suntem vitregiți datorită acestei călduri exagerate. Totuși noi suntem aici prin Harul Domnului și cu binecuvântarea Lui și dorim să ne închinăm împreună după ce am cântat, ne-am rugat, să ne închinăm și în cântările pe care formațiile, cei prezenți acei le vor aduce. De aceea de început orchestra va sluji pentru slava Lui Dumnezeu, după care apoi tinerii, corul tinerilor vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Iar în urmă, surorile de Iac, n-avem timp, se intitulează cântarea cu care vor sluji, iar după ele urmează o altă cântare, Doamne, Tu ești tăria mea. Muzica.
Thank you.
dacă te salut o face tot în grabă. Ea este în veci, o face scurt și tot în grabă. N-avem timp să zâmbim, n-avem timp să iubim, n-avem timp să prețuim pe noștri dragi. Facem totul doar în grabă, pământul tot mai mult ne reagă, și-apoi sfârșim dezamăgiți și obosiți. N-avem timp să zâmbim, n-avem timp să iubim, n-avem timp să prețuim pe noștri dragi. Facem totul doar în grabă, pământul tot mai mult ne reagă, și-apoi sfârșim dezamăgiți și obosiți.
aș putea în afară de tine să-mi aflu plăcerea în ceruri și pe pământ. Chiar trupul meu se va pierde într-o zi, dar tu ești cu mine mereu. Unde aș putea în afară de tine să-mi aflu plăcerea în ceruri și pe pământ? Chiar trupul meu se va pierde într-o zi, dar tu ești cu mine mereu. Doamne, tu ești tăria mea, stânca inimii mele. Pururi tu vei fi moștenirea mea și locul meu de adăpost. Doamne, tu ești tăria mea, stânca inimii mele. Pururi tu vei fi moștenirea mea și locul meu de adăpost. Era plină de răni și mă simțeam străpuns în sufletul meu. Cu brațul tău tu de mână m-ai luat, căci tu ești cu mine mereu. Când inima mea era plină de răpuns în sufletul meu, cu brațul tău tu de mână m-ai luat, căci tu ești cu mine mereu. Doamne, tu ești tăria mea, stânca inimii mele. Moștenirea mea și locul meu de adăpost. Doamne, tu ești tăria mea, stânca inimii mele. Pururi tu vei fi moștenirea mea și locul meu de adăpost, și locul meu de adăpost. Amin. O cântare în grup intitulată Cu vocea mea urmează pentru lauda Domnului, iar apoi din nou orchestra urmată de tineri.
vocea mea te laud. Cu inima te caut, cu tot ce am mă predau. În prezența ta, o Doamne, vreau să stau. Mă proștern în fața ta, mâinile voi ridica. Cu tot ce sunt mă dăruiesc. În prezența ta, o Doamne, să locuiesc. Tu ești Domn în viața mea, doar pe tine te voi urma. Ție, Doamne, îți voi da toată gloria. Tu ești Domn al domnilor, Tu ești Rege al regilor, Tu ești Împăratul meu, ești Dumnezeu. Cu vocea mea te laud, cu inima te caut, cu tot ce am mă predau. În prezența ta, o Doamne, vreau să stau. Mă proștern în fața ta, mâinile voi ridica. Cu tot ce sunt mă dăruiesc. În prezența ta, o Doamne, să locuiesc. Tu ești Domn în viața mea, doar pe tine te voi urma. Ție, Doamne, îți voi da toată gloria. Tu ești Domn al domnilor, Tu ești Rege al regilor, Tu ești Împăratul meu, ești Jehova Rafa, Domnul care mă vindecă. El Olam, Domnul cel veșnic, El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Jehova Shalom, pacea este Dumnezeu. Jehova Sabaoth, Domnul oștirilor. Jehova Elohim, Domnul domnilor. Jehova Ire, cel ce poartă de grijă. Jehova Rafa, Domnul care mă vindecă. El Olam, Domnul cel veșnic, El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Jehova Shalom, pacea este Dumnezeu. Tu ești Domn în viața mea, doar pe tine te voi urma. Ție, Doamne, îți voi da toată gloria. Tu ești Domn al domnilor, Tu ești Rege al regilor, Tu ești Împăratul meu, ești Dumnezeu. Tu ești Domn în viața mea, doar pe tine te voi urma. Ție, Doamne, îți voi da toată gloria. Tu ești Domn al domnilor, Tu
cerem binecuvântarea Domnului privind închinarea cu darurile de bunăvoie prin fratele Ilie Petkovici. Te binecuvântăm, Părinte al Cerului și al Pământului, pentru că Tu ești Cel care ne-ai binecuvântat și în seara aceasta să fim în casa Ta, în locul acesta de închinare, unde ai privit cu plăcere, Doamne, spre fiecare dintre noi și îți mulțumim că rugăciunile noastre au fost ascultate de Tine. Mulțumim, Doamne, că închinarea noastră prin cântare este cea care a fost ca un bun miros înaintea Ta și în seara aceasta. Mulțumim, Doamne, că vei primi și închinarea noastră cu darurile de bunăvoie și Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi pe fiecare frate și soră în parte care s-au dat toate silințele de a fi la casa Ta în seara aceasta, Doamne, și Te rog, Doamne, să binecuvintezi pensia fiecăruia, salariul, Doamne, Te rog să binecuvintezi serviciul fiecăruia, dar în mod special Te rog, Doamne, să binecuvintezi poporul Tău cu o hrană bogată și în seara aceasta. Te rog să dai inspirație de Cel care Te vei folosi în seara aceasta, să dai ungere, călăuzire, iar nouă inimi deschise, Doamne, pentru ca să primim cuvântul Tău cu bucurie. Te rog, Tată Ceresc, toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Sfârșitul veacului trăim, cu lupte, ură și război, dar fericiți la cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. E cerul și pământul plin de semnele venirii Lui, cuvântul Său e da, amin, când e nicio umbră de schimbare nu-i. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Ce simăreață, ce splendor, când trâmbița va răsuna și Domnul va veni pe nor, fără murmur plin de slavă-i vom cânta. Fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Vă rugăm să reocupați locurile, câteva anunțuri. Mâine seară, ora 18, stăruință, în vederea botezului cu Duhul Sfânt. Pentru duminică dimineața, iată că a sosit data de 24 iulie, zi în care vom avea botez în apă în mod practic, astfel că ora de rugăciune începe la 8.30 până la 9.30, iar apoi de la 9.30 la 12.12 și un pic, va avea loc serviciul propriu-zis în care va avea loc botezul în apă. Iar apoi după masă, duminică de la ora 18, vom avea din nou serviciu divin. Rog persoanele, frații, surorile care s-au anunțat și doresc să încheie legământ cu Domnul, n-au putut să vină la mărturisire marți, să rămână la încheiere pentru lucrarea aceasta și Domnul să-i binecuvinteze. Iar acum ascultăm cuvântul Domnului vestit pentru noi, din partea Domnului, prin fratele Sebi a Casandrei. Domnul să-l binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mă bucur că în această dupămasă să pot să stau în mijlocul bisericii, în mijlocul poporului Domnului și m-am tot gândit, dacă tot este un an pe care l-am dedicat slujirii,
Așa mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt în această dupămasă să vorbesc câteva aspecte în ce privește slujirea noastră. S-a citit despre această a doua înmulțire a pâinilor și îmi place atât de mult că Domnul Iisus Hristos în umblarea Lui pe pământ și lucrarea pe care a făcut-o, tot timpul a fost acela care a știut să sature oamenii după nevoia lor. Și eu cred din toată inima că în această seară, doar El, prin Duhul Lui, poate să sature sufletele care au venit cu dorință, cu foame și cu sete de a primi ceva din partea Lui. În această Evanghelie, în Evanghelia după Marcu, vedem foarte multe relatări în care Domnul Iisus Hristos a făcut diverse semne și minuni și sunt foarte multe evenimente care se derulează așa într-o dinamică rapidă, am putea spune. Și contextul acesta unde se vorbește despre a doua mulțire a pâinilor, oamenii sunt aceia care se adunau în jurul Domnului Iisus Hristos și spune Biblia cu un verset mai sus, în Marcu 7:37, că oamenii, mulțimile, erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos își desfășura lucrarea pe pământ, la un moment dat spune Biblia aici în primul verset care a fost citit, că din nou, mulțimile s-au strâns în jurul Lui și nu aveau ce mânca. Și Domnul Iisus este acela care cheamă pe ucenici și are un mesaj pentru ei. Și în primul rând, aș vrea să vedem ce mesaj are Domnul Iisus pentru ucenici, automat ce mesaj are El pentru noi, pentru biserica Lui. Și dacă ar fi să-mi intitulez mesajul din această după masă, i-aș spune așa, pune-te în slujba Domnului. Dacă tot este un an al slujirii, îmi doresc ca Dumnezeu să prindă în inimile noastre dorul acesta, ca să fim mai plini de râvnă pentru El și pentru lucrarea Lui. Și observați ce spune Domnul Iisus Hristos. Prima oară are un mesaj pentru ucenici. Observați că nu se adresează direct norodului. Și spune așa: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Un mesaj pentru biserică din partea lui Dumnezeu în această dupămasă este în primul rând acesta: să nu uităm niciodată. Oamenii din afară trebuie să știe că Dumnezeu are milă de ei. Așa spune aici Sfânta Scriptură. Domnului Iisus era milă de norodul acesta. Atunci când mergem cu vestea bună în lume, atunci când mergem să facem o binefacere, o lucrare în numele Domnului, trebuie să avem în mintea și în inima noastră gândul acesta, că lui Dumnezeu îi pasă de oameni. El este acela care cunoaște problema lor, care cunoaște nevoia lor și știți ce îmi place? Că aici spune în versetul 2, iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Totodată, Domnul Iisus este acela care cunoaște nu doar problema, nu doar nevoia, ci și timpul de când tu te confrunți sau oamenii se confruntă cu o anumită problemă. Sunt convins că sunt multe suflete în seara aceasta care au anumite frământări și anumite dureri în inimă și de mult timp le poartă. Dumnezeu ne spune prin cuvântul Lui că El știe de cât timp porți povara în sufletul tău. Ne spune Sfânta Scriptură la un moment dat în cartea Exodului, în capitolul 2, după sute de ani de robie, strigătele copiilor lui Israel au ajuns până la Dumnezeu. Și poate dacă ne uităm în urmă ne-am fi gândit, Doamne, dar 400 de ani de robie, 400 de ani de chin, poate e prea mult. Însă aduceți-vă aminte, atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram și face un legământ cu el, îi spune, să știi că sămânța aceasta pe care eu ți-o voi da, va fi dusă într-o țară străină. Acolo va fi asuprită, va fi chinuită timp de 400 de ani. Iar mai apoi, eu îi voi scoate acolo. Dumnezeu nu scapă lucrurile de sub control. El este acela care cunoaște toate aceste lucruri, problemele oamenilor, nevoile lor și totodată perioada de timp de când oamenii se confruntă cu anumite probleme. Frați și surori, mesajul lui Dumnezeu pentru noi în această dupămasă este acesta: să nu uităm că El are milă de oameni. Și aș vrea să fim oamenii aceia care să arătăm blândețe și milă atunci când ne apropiem de oameni. Și ce-mi doresc? Să-i vedem pe oameni așa cum îi vede Domnul Iisus. Dacă i-am vedea așa, vă spun, altfel le-am apropiat de ei. Am fi mai empatici, am fi mai blânzi, am fi mai îngăduitori. Și mă rog ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Spune Biblia mai apoi în versetul 3, cuvintele Mântuitorului. Dacă le voi da drumul la casă, flămânzi, au să leșine de foame pe drum. După ce oamenii aceștia au venit după Domnul Iisus Hristos, fiind uimiți de toate lucrările pe care El le făcea, se pare că au mers după El în pustiu. Și acolo Domnul Iisus Hristos vine și face remarca aceasta, logic am spune noi, și așa și este. Dacă ar fi plecat oamenii aceștia acasă,
Probabil că mulți dintre ei n-ar mai fi ajuns. Era cald, n-avea de unde să-și procure apă, poate, hrană, nici atât. Și Domnul Iisus Hristos este acela care spune lucrul acesta. În al doilea rând, un mesaj pentru noi, pentru biserică, sau un mesaj pentru ucenici. Să știm, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos este acela căruia îi pasă și de viitorul lor. Aș vrea să vă spun că atunci când ne apropiem de oameni, să nu le spunem că Dumnezeu are doar un plan temporar pentru ei, doar un plan pentru lumea aceasta. Că sunt unii care aud, păi dacă mă pocăiesc, poate o să meargă și mie, și mie bine pe pământul acesta. Însă noi suntem aceia care am experimentat că deși ne-am pocăit, deși ne-am întors la Hristos, am avut parte de anumite suferințe, de anumite, eu știu, neînțelegeri din partea celor din lume. Aș vrea să știm în această dupămasă, sau să ne aducem aminte, mai bine spus, că lui Dumnezeu îi pasă și de viitorul oamenilor. Și atunci când mergem să ducem vestea bună a Evangheliei, când mergem să hrănim mulțimea înfometată, să mergem cu mesajul acesta, Dumnezeu are în vedere viitorul lor. Și viitorul lui Dumnezeu este acela că El dorește ca oamenii să nu piară, ci dorește ca toți să vină la pocăință. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, Eu sunt pâinea vieții, versetul 35. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Domnul să ne ajute să ducem mai departe acest cuvânt din partea Lui. Că planul lui Dumnezeu este acela că El are în vedere să-i binecuvinteze pe oameni pentru viața veșnică, nu doar pentru pământul acesta. Să nu le promitem oamenilor doar pământul, ci să le promitem cerul alături de Domnul. Pentru că sunt unii care se leagă de lucrurile de jos și când văd că lucrurile de jos se clatină, renunță la Dumnezeu, se leapădă de credință. Dar noi să fim oamenii aceia care să mergem cu mesajul Evangheliei, ca oamenii să priceapă că Dumnezeu le promite cerul, slăvit să fie El. Apoi spune Sfânta Scriptură aici, a doua parte a versetului 3, despre acești oameni, că unii dintre ei, spune Biblia, au venit de departe. În al treilea rând, un mesaj pentru noi, poate de multe ori ne gândim cum am putea noi să-i ajutăm pe alții pe care nu-i vedem, pe care nu-i cunoaștem. Aș vrea să vă spun că distanța nu îl împiedică pe Dumnezeu niciodată. El este tot prezent. El este pretutindeni. Este un cuvânt în Ieremia atât de frumos, dacă se poate afișa, Ieremia 23:23. Auziți ce zice aici cuvântul Domnului? Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Mai departe, versetul 24. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-L văd eu, zice Domnul. Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Dumnezeu nostru este atotputernic. Dumnezeu nostru este pretutindeni. Și atunci când avem pe inimă să facem o lucrare, să nu ne descurajăm, eu știu că poate ne disparte distanța, poate nu știm cum să ajungem acolo. Dumnezeu ne-a dat această armă a rugăciunii. Poate aveți pe inimă să vă rugați pentru cineva care misionează într-o țară străină și poate nu o să poți ajunge acolo. Roagă-te! Roagă-te că Dumnezeu are solii Lui pe care poate să-i trimită în locul respectiv. Aduceți-vă aminte de Agar. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat femeia aceasta a fost izgonită de la casa stăpânei ei și a ajuns într-un loc pustiu. Era departe, se vedea părăsită. Ba, la un moment dat a pus pe copil deoparte ca să nu vadă cum moare. Și la un moment dat, spune Sfânta Scriptură, în Geneza 21:17, Dumnezeu a zis glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Chiar dacă ea era departe de zona ei de confort, de locul unde crescuse, totuși Dumnezeu este acela, deși ea a fost departe, Dumnezeu este acela care a ascultat suspinul ei. Așa, dar, frați și surori, Dumnezeu ne spune un mesaj nou, în primul rând, în această dupămasă. Un mesaj pentru ucenici. Să nu uităm mila lui Dumnezeu față de oameni. Să nu uităm că Lui îi pasă de viitorul lor. Și indiferent de cât de departe ar fi oamenii, indiferent de cât de mare ar fi problema lor, Dumnezeu este acela care poate totul. Pentru că El cuprinde tot, binecuvântat să fie El. Aș vrea să mergem mai departe în textul nostru și să ne uităm în al doilea rând despre cum putem să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. De la versetul 4 până la versetul 7 găsim atât de frumos cum Domnul Iisus Hristos vine și are din nou un dialog cu ucenicii Lui. Ucenicii sunt primii care răspund, cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc
pustiu. În primul rând, atunci când vrem să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, când avem pe inimă lucrul acesta, trebuie să ne recunoaștem limitele. Omenește vorbind, ucenicii aveau dreptate. Oamenii aceștia erau foarte mulți. Erau într-un pustiu, fără apă, n-aveau alimente. Și dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată ucenicii spun, cum ar putea să sature pe cineva, cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia? Ucenicii sunt aceia care spun, Doamne, noi nu știm cum se poate face lucrul acesta. Noi suntem oameni, noi ne uităm în jur, noi ne dăm seama că nu avem resurse aici ca să putem să ajutăm pe oamenii aceștia. Pustiul, frați și surori, exprimă această lipsă a resurselor umane. Și aș vrea să vă spun încă un lucru pe care așa l-am descoperit din text. Pustiul, de fapt, ne arată cine suntem noi cu adevărat. Nu așa că am avut fiecare dintre noi momente când am trecut poate printr-un pustiu personal al vieții noastre. Și acolo, de fapt, se vede ce este în inima omului. Îmi place de ucenici că au fost foarte realiști. Au zis, Doamne, noi nu putem face mai multe. Noi avem prea puține ca să putem țisăturăm pe oamenii aceștia. Spune Biblia despre poporul evreu din perioada Vechiului Testament că au ajuns și ei la un moment dat în pustiu. Însă poporul acesta, de nenumărate ori, a fost un popor cârtitor. Un popor care l-a supărat pe Dumnezeu prin atitudinea lor. Și în numărul 20 spune Scriptura aici, în versetul 4, pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustiul acesta ca să murim în el noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Se pare că oamenii aceștia au ajuns la strâmtorare. Și în momentul în care presiunea era atât de mare, s-a arătat ce este de fapt în inima lor. S-a arătat că, într-adevăr, așa cum spune Dumnezeu despre ei, un popor răzvrătit, un popor nemulțumit, un popor care, deși era purtat de Dumnezeu în fiecare zi, totuși, când au ajuns așa să fie strânși din cauza lipselor, lipsei materiale, oamenii aceștia și-au dat arama pe față. S-a văzut, de fapt, ce este în inima lor. De aceea, pustiul ne arată și nouă astăzi cine suntem noi cu adevărat. Dar aș vrea să vă mai duc la încă un exemplu în pustiu, și anume la exemplul suprem al Domnului Iisus Hristos. El este acela care a biruit pustiul. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat a fost și El dus de Duhul în pustiu. Însă și ne uităm în Luca, în capitolul 4, cum Domnul Iisus Hristos este acela care biruiește. Și fiecare dintre noi, atunci când trecem prin pustiu, aș vrea trei îndemnuri pentru noi. Diavolul va veni acolo să ne încerce, să ne ispitească. Auziți ce a zis cum a venit la Domnul Iisus și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, când ești în pustiu și când te lupți cu orice lipsă a resurselor, parcă te uiți și poate, parcă nici rugăciunea ta simți că nu mai are putere, te simți presat, te simți apăsat, poate te simți singur în pustiu, diavolul vine cu trei ispite mari, și anume, îți contestă identitatea. Îți pune la îndoială identitatea că ești copilul lui Dumnezeu. În al doilea rând, va contesta autoritatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o de a te împotrivi păcatului. Și în al treilea rând, atunci când ești în pustiu, diavolul va veni să răstălmăcească cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să fim oameni înțelepți, care să punem la inimă lucrurile acestea și să ne aducem aminte, atunci când suntem fiecare dintre noi prin pustiu, că avem șansele acestea să fim ispitiți, precum a fost ispitit și Domnul nostru Iisus Hristos. În acest pustiu în care se aflau ucenicii și această mare mulțime, ne uităm în textul nostru și ne dăm seama că singurul, de fapt, care poate să sature foamea și setea sufletului este Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Îmi place că Domnul Iisus le prezintă ucenicilor situația și vrea să-i învețe o lecție foarte importantă. Auziți ce întreabă în versetul 5. Câte pâine aveți? 7, i-au răspuns ei. Dacă vrei să fii de folos în pustiu, dacă crezi că nu mai e nimic pe care să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu, dacă te vezi lipsit de resurse, pune puținul tău în mâna Domnului. Puținul ăla pe care l-ai. Poate te aștepta să ai mai mult. Dumnezeu te întreabă cât ai acum. Nu te întreabă cât ai avut în trecut. Nu te întreabă cât ți-ai dorit să ai. Dumnezeu asta te întreabă. Cât ai? Asta i-a întrebat și pe ucenici. Cât aveți? Nu cât v-ați fi dorit să aveți sau nu cât ați avut în trecut. Cât ai în această după masă?
Și dacă vrei ca Dumnezeu să se folosească de acest puțin al tău, pune-l în mâna Domnului. În 1 Împărați, capitolul 17, este un exemplu despre o femeie văduvă. La un moment dat Dumnezeu îl trimite pe Ilie acolo, la cea văduvă din Sarepta Sidonului. Și la un moment dat Ilie îi spune femeia acesteia să dea și lui să mănânce ceva. Și femeia aceasta vine și spune, n-am decât un pumn de făină și puțin un de lemn. Femeia a știut că atât are. Dar puținul pe care l-a avut, l-a pus în mâna lui Dumnezeu. Și în momentul în care puținul pe care l-ai, tu îl pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu se va folosi de acest puțin al tău. Și de fapt, frați și surori, atunci are loc minunea. Când pui puținul tău în mâna lui Dumnezeu și ești gata din toată inima ta să renunți la El, să nu mai ții legat în inima ta nimic din ceea ce pui în mâna Domnului. Observați că pâinile când au ajuns în mâna Domnului Iisus au fost frânte. Puținul acela pe care îl ai, pune-l în mâna lui Dumnezeu și vei vedea cum Dumnezeu poate să facă lucrări deosebite, cum nici măcar nu te-ai gândit. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, puținul pe care îl avem, să nu fim oamenii aceia care să zicem, Doamne, dar aș vrea să am mai mult. Dumnezeu așa te întreabă în această după masă. Cât ai? Ai puțin? Pune-l în mâna lui Dumnezeu și vei vedea că Dumnezeu din puținul tău poate să sature mulțimi de oameni. Când ne uităm în Evanghelia aceasta după Marcu, la un moment dat în capitolul 6 cu versetul 13 spune despre ucenici, trimiși fiind de Domnul Iisus, scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Și ne gândim ce lucrare deosebită. Și ne gândim, Doamne, poate te vei folosi cândva și de noi așa. Cu semne mari și minuni am dorit noi, nu e așa? Însă aș vrea să vă spun, de la semnele acestea pe care Dumnezeu le-a făcut prin ucenici, până la împărțirea unor simple pâini, sunt lucruri, frați și surori, care țin de slujire. Să nu te aștepți la lucrări nemaipomenite dacă n-ai învățat să slujești în lucrurile mici. Cam asta e principiul lui Dumnezeu. Trebuie să fim credincioși în lucruri mici, ca mai apoi Dumnezeu să ne încredințeze lucruri și mai mari. Și se ridică o întrebare. Ce resurse ai? Fiecare dintre noi avem 24 de ore. Fiecare dintre noi avem poate anumite posesiuni. Mă adresez acum tinerilor. Energia voastră, energia noastră pe care o avem, cât de mult o punem noi în slujba lui Dumnezeu? Poate ne uităm în trecut și am zice, Doamne, vrem să vedem și noi astăzi mari minuni, că auzim de la înaintașii noștri, auzim de la mai marii noștri cum ai lucrat cu putere în trecut. Însă de multe ori puținul acesta, noi nu suntem în stare să lăsăm, să-l punem în mâna Domnului. Am vrea ca Dumnezeu să lucreze prin noi, dar așa cum era amintit și la timpul de rugăciune, poate ne place lenea. Vrem să avem biruințe spirituale, vrem să progresăm, vrem să înaintăm și tot avem în minte, mă trezesc cu oră mai repede să mă rog. Și trece o zi și trece două și ne prinde lenea și ne prinde delăsarea. Frați și surori, resursele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție, ni le pune ca să putem sluji pentru scopul împărăției sale. Nu aștepta să ai mult până să te pui în slujba Domnului. Îmi aduc aminte și acum, în urmă cu câțiva ani, când s-au făcut primele grupe de slujire pe sate. Chiar îmi aduc aminte, eram cu fratele Vlad atunci într-un grup de misiune și nu știam cum o să fie. Dar am avut așa un foc din partea Domnului în inimă și am încercat, am mers prin credință, am cerut sfaturi, m-am rugat, am zis, Doamne, pune-mi Tu oameni potriviți în cale. Și Dumnezeu este acela dacă îți dorești din toată inima, puținul pe care l-ai, dacă îl pui în mâna Lui, Dumnezeu este acela care va desăvârși lucrarea pe care a început-o. Ieremia la un moment dat spunea, Doamne, eu sunt doar un copil. Cum să mă trimiți pe mine să vorbesc cu unui popor atât de mare? Și ce spune Dumnezeu? Ieremia, ai dreptate? Așa este, o să găsesc pe altul care poate e mai mare, poate are mai multă școală. Nu. Dumnezeu îi spune, nu spune că ești un copil, căci eu te voi trimite. Binecuvântat să fie Domnul. S-ar putea să ratăm ocazii unice atunci când nu ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și mă gândeam la acel om din pilda talanților.
Biblia spune că au fost trei oameni care au primit fiecare după puterea lui. Unul 5, unul 2 și unul un singur talent. Și poate te uiți în viața ta și zici, păi eu n-am atât de multe daruri cât are, eu știu, cineva de care, eu știu, poate ești impresionat cum slujește. Păi eu n-am atât de multă experiență, eu n-am vocea respectivă, eu n-am dicția respectivă, poate eu n-am focul acela al rugăciunii, zici în inima ta. Și omul acesta cu un singur talent, în loc să pună ceea ce Dumnezeu i-a dat, să pună slujba lui Dumnezeu, ce face? Merge și își îngroapă talentul. Și mă gândesc că sunt unii în generația noastră care se văd așa mici și se desconsideră. Doamne, dacă aș fi avut mai mult, aș face. Dar n-am decât atâta. Și ajung oameni cu experiență în viața de pocăință să zică, Doamne, dacă mi-ai fi dat mai mult, aș fi făcut ceva. Și poate te uiți în viața ta și îți dai seama că n-ai progres spiritual, că nu crești din punct de vedere spiritual. Întreabă-te după masa asta. Cum stai cu slujirea? Ți-a dat Dumnezeu voce. Ți-a dat Dumnezeu un talent să cânți. De ce vrei să îngropi talentul? De ce vrei să cânți pe nu știu câte octave? Dumnezeu atâta ți-a dat să faci. Pune puținul tău în slujba lui Dumnezeu. Oamenii care se uită la ei și zic că au puțin, ajung să fie descurajați, ajung mai apoi să fie indiferenți și Dumnezeu spune în pilda talentului, rob, viclean și leneș. Atât de departe ajung oamenii care nu se pun la dispoziția lui Dumnezeu, că ajung să fie cuprinși de lene. Mă rog ca Domnul să ne păzească pe fiecare dintre noi în direcția aceasta. Și când am înțeles în inima noastră că în momentul în care punem puținul nostru în mâna lui Dumnezeu, versetele 6 și 7 descriu această minune pe care Domnul Iisus a făcut-o. Nu o să poți explica minunea, pentru că minunea este o lucrare dumnezeiască. Dar atunci când faci lucrul ăsta, o să ai o satisfacție deosebită. O să vezi minunea cu ochii tăi. Nu e așa că ne dorim lucrul acesta. Domnul să ne ajute să ne pună pe inimă atât cât avem. Haideți să punem în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care va binecuvânta puținul nostru și la vremea hotărâtă de El vom vedea cum minunea va avea loc. Și apoi, în al treilea rând, frați și surori, ne uităm în textul nostru și spun ultimele două versete. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșuri pline cu rămășițele de firimituri. Erau aproape 4.000 de inși, în urmă Iisus le-a dat drumul. În al treilea rând, haideți să vedem roadele slujirii sau beneficiile slujirii, le-am numit în al treilea rând. În primul rând, vedem că mulțimea care a fost înfometată a fost săturată. Și știți ce-mi place? Atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, slujirea pentru Domnul are un dublu efect. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta decât atunci când l-am experimentat în viața mea. Atât cei din jur vor fi binecuvântați, cât și tu. Biblia spune că au mâncat, mulțimile s-au săturat și ucenicii au ridicat aceste 7 coșuri pline cu rămășițele de firimituri. Atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, slujindu-i pe alții, vei fi binecuvântat și tu. Auziți ce principiu spune Dumnezeu în Cartea Sfântă, Proverbe 11 cu 20 și 5. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cam asta e matematica lui Dumnezeu. Poate de multe ori noi uităm viața noastră și zicem, Doamne, dăm, Doamne, dăm. Dar poate noi am neglijat, frați și surori, să mai dăm și noi la rândul nostru. Atunci când ne uităm în viața noastră și ne bucurăm de aceste beneficii ale slujirii, aș vrea să vă spun că vom fi aceia care vom culege personal roadele slujirii. Pentru că Dumnezeu este acela care nu rămâne dator niciodată. Auziți ce spune Apostolul Pavel la un moment dat, scriindu-le Corintenilor? 2 Corinteni 9 cu 6. Sunt câteva versete pe care aș vrea să le citesc. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat. Și va face să crească roadele
neprihănirii voastre. Ce principiu deosebit lasă Dumnezeu în Sfânta Scriptură, că vom culege personal aceste roade ale slujirii. Și atunci, când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu încă un beneficiu și poate cel mai mare dintre toate, Dumnezeu este onorat. Spunea Domnul Iisus Hristos, oamenii când vor vedea faptele noastre bune, ce vor face? Vor slăvi pe Tatăl în ziua cercetării. Ori de câte ori facem câte o slujire, Dumnezeu trebuie să iasă în evidență. Dumnezeu trebuie să fie în centru. Să ne păzească Dumnezeu, să nu cumva să umblăm pe vreo slavă deșartă. Și ca o concluzie, frați și surori, aș vrea să vă spun în această după masă. Modelul nostru de slujire a fost și va rămâne mereu Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Pentru că, de fapt, El ne-a arătat cu propria sa viață ce înseamnă o slujire până la capăt. Și dați-mi voi să vă spun, merită. Merită să spui toată viața, toată energia ta la dispoziția lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, spune aici Domnul Iisus: adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și auziți cum se încheie versetul 26. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Nu e o onoare mai mare pentru omul muritor decât să-l slujească pe Creatorul Cerului și al Pământului. Spunea la un moment dat Martin Luther: nu cunosc tot timpul drumul pe care mă duce, dar îl cunosc pe Cel care mă duce. Aș vrea să fim oamenii aceia care să avem mereu privirea îndreptată spre Domnul. Și atunci când El ne cheamă, haideți să nu fim zăbavnici. Să spunem ca și Isaia: Doamne, iată-mă, trimite-mă. Nu va fi tot timpul plăcut, nu vom avea tot timpul parte de încurajări, dar trebuie să știm că Dumnezeu este acela care ne cheamă. Și în această după masă, acesta a fost mesajul pe care l-am avut pe inimă. Să ne punem cu toții în slujba Domnului și Domnul să ne ajute. Amin. 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 Domnul să te bine. Mulțumim Domnului pentru aceste cuvinte și pentru mesajul acesta atât de frumos pentru sufletele noastre, potrivit cu pasajul și ceea ce Domnul Iisus a rânduit și a vrut să spună prin această lucrare. Aș vrea să continui încă câteva minute, după care vom încheia la timp ca să putem să mai rezolvăm din problemele care sunt vis-a-vis de botez și alte lucruri care au fost convocate în seara aceasta și sunt aici cei care au fost convocați pentru aceste lucruri. Dragii mei, oamenii au nevoi spirituale și au nevoi și naturale, firești. Ne uităm aici și poate suntem surprinși, noi care știm că Domnul Iisus Hristos a venit cu precădere să se preocupe și să aibă în vedere nevoile noastre spirituale. Nevoia noastră spirituală de iertare, nevoia noastră spirituală de mântuire, de salvare, nevoia noastră de a cunoaște pe Dumnezeu și mântuirea dată în dar nouă. Suntem obișnuiți cu aceste mesaje, dar în seara aceasta, pasajul acesta ne îndreaptă privirea spre un Dumnezeu purtător de grijă, care are în vedere nu numai latura aceasta spirituală a noastră, care nu o puteam rezolva în niciun fel noi ca și oameni, dar ne uităm aici spre această dragoste a lui Dumnezeu manifestată prin Domnul Iisus, care are în vedere și latura aceasta firească, omenească, naturală, biologică, pe care omul o trăiește cât este aceea pe pământ. Nu trebuie să ne surprindă lucrul acesta, pentru că mai multe pasaje din Sfânta Scriptură nu este timp să vorbim despre acest subiect atât de vast, care scoate în evidență căci omul, trupul lui, este pe lângă multe alte binecuvântări pe care Dumnezeu ni l-a dat în grijă, să avem grijă de el. Este și faptul că el este templu al Duhului Sfânt. De aceea nu trebuie să fim surprinși că Domnul Iisus Hristos
este cel care are în vedere lucrul acesta și îl manifestă atât de frumos pentru cei care erau în preajma lui. Și așa, după cum am înțeles din citirea Bibliei, nu erau puțini, ci erau chiar foarte mulți, în jur de 4.000 de oameni acolo adunați. În privința aceasta, aș vrea să, chiar dacă repet anumite aspecte, aș vrea să avem în vedere manifestarea aceasta a dragostei Domnului Iisus Hristos prin purtarea de grijă care El și-o arată pentru nevoile curente pe care omul le are. Ar trebui și în privința aceasta, dragi frați și surori, să nu fim reticenți să gândim într-un anume fel că Domnul Iisus a venit doar pentru nevoile spirituale. Căci de aceea Apostolul Pavel este cel care vine și spune cuvintele că în orice lucru, în orice nevoie pe care o avem, să aducem aceste nevoi ale noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni cu cereri și mulțumiri. De aceea ne rugăm pentru locuri de muncă, de aceea ne rugăm pentru sănătate, de aceea ne rugăm pentru înțelegere, de aceea ne rugăm pentru un duc de chipzuință să-l aibă fiecare în administrarea bunurilor pe care Dumnezeu i l-a dat, i le-a dăruit, dar fără să excludă pe Dumnezeu din ele. Că altfel devine un egoist dacă el îl exclude pe Dumnezeu în administrarea acestor bunuri pe care Dumnezeu i le-a dăruit. Este nevoie ca fiecare cu multă înțelepciune să fim aceia care să învățăm de aici din cuvântul lui Dumnezeu că cel care lucrează împreună cu Dumnezeu nu sărăcește, ci el este binecuvântat. Și facem lucrul acesta nu pentru ca să ne îmbogățim, ci pentru că vrem să fim sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că sunt unii care au momente din acestea în care zice, dau că am auzit că o primit de 10 ori. Și aici e banca aceea mai specială, dacă eu știu care bancă dă 4%, alta 5%, alta nu știu cât or fi dă băncile acestea, zicea, păi dau aici că am auzit că aici dacă dai 100, ești cel care primește 1000. Ei, aici e locul de a face și vine și încearcă omul, dar dragul meu, stai liniștit, implică-l pe Dumnezeu într-un mod constant. Fii consecvent, fii credincios în lucrarea ta înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai hotărât să dai din pensia ta, din salariul tău, continuă și fă-o conștiincios și Dumnezeu nu rămâne dator. Că atunci ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Este într-adevăr o învățătură pentru noi. Să înțelegem că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu venit din ceruri, este Cel care a venit și poartă de grijă de noi, chiar și în nevoile acestea materiale. Îl vezi tu pe Domnul în problemele materiale? Ești tu recunoscător lui Dumnezeu? Ți-ai umplut dulapul de haine, nu-ți mai încap încălțămintele, ai de toate. Oare chiar nu mai fi cineva în lipsă? Oare nu mai este nimeni? Sunt haine care nu le-ai mai purtat de un an și ceva nu le-ai mai luat pe tine. Și numai te încurc acolo. Și numai te chinui să le mai așezi acolo în raftul ăla, până când trebuie să vină tâmplarul să mai bată cuie în spatele dulapului, că-ți curg în partea cealaltă, proptit de perete. Dragul meu, draga mea, mai scoate de acolo, mai scoate, mai scoate și fă cu milă ceea ce faci, fă cu bunătate, nu cu cârtire, nu cu judecată, că mulți sunt cei care mai întind mâna aici colo, dar au unei duc de judecată, nu au milă asta despre care vorbește Sfânta Scriptură, bunătatea asta când o faci. Dragii mei, să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Sunt câteva elemente esențiale în pasajul acesta,
de care ar trebui să ținem seama noi în manifestarea dragostei noastre. Manifestarea dragostei Domnului Iisus Hristos a fost una care s-a manifestat cu milă, cu bunăvoință, cu drag, nu cu judecată, nu cu lucruri de felul acesta. Apoi, dragostea Domnului Iisus o vedem în pasajul acesta manifestată într-un mod practic, practic, nu teoretic. Doamne, cât pe câți nu i-au auzit vorbind de dragoste? Doamne, câți nu scriu scrisori și mesaje despre dragoste? Doamne, și când este vorba de a fi practici, atunci este mult mai greu. Ne uităm aici că Domnul Iisus, într-adevăr, pentru nevoile noastre spirituale, suntem cei care cunoaștem dragostea Lui cum s-a manifestat, acceptând să ajungă să fie judecat, răstignit, omorât și îngropat, și noi știm că El a înviat și este viu pentru vecii vecilor, slavă Lui. Prin lucrarea aceasta El și-a manifestat dragostea pentru nevoile noastre spirituale. Dar aici îl vedem pe Domnul Iisus care își manifestă dragostea într-un mod practic pentru oamenii care erau în preajma Lui. Și într-un mod practic, să știți, și vă rog mult de tot, nu vă frământați mintea, nu vă cuprindă teama, nu vă așezați la masă cu emoția că vine foametea. Bucură-te de ciorba care o mănânci, bucură-te de ceea ce ai pe masa ta, mănâncă cu bucurie ceea ce mănânci și cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu binecuvântând. Căci Dumnezeu este Cel care și în vreme de foamete, El este Cel care are putere să poarte de grijă. Iată-L pe Domnul Iisus aici, că este Cel care într-un mod practic înțelege nevoia aceasta pe care o au oamenii din preajma Lui. Și este Cel care acționează și în această lucrare Domnul Iisus îi include pe cei de lângă El. Chiar dacă erau sceptici, îndoielnici, necredincioși, zăbafnici, cu imposibilul pe buze, erau fiecare dintre ei, deși ei au văzut minunea vindecării în pasajul mai dinainte, deși au văzut atâtea lucrări pe care Domnul Iisus le-a făcut și alte înmulțiri a pâinilor, că asta era a doua înmulțire a pâinilor. Deși au văzut aceste lucruri ucenicii și au fost implicați, iată-i că sunt caracterizați de scepticismul acesta în ei, de îndoială, de o stare din această pustie. Se uită la ceea ce se vede, iar Domnul Iisus este Cel care include și pe ei aici ca să-i crească, ca să-i formeze, ca să-și dea seama cu cine are și în preajma cui au avut harul să conlucreze acești oameni simpli, dar într-adevăr oarecum ușor de modelat au fost acești ucenici. Dragostea aceasta a Domnului Iisus s-a manifestat într-un mod practic pentru ei, pentru bărbații, femeile, gloata care era în preajma Lui, și El a întrebat: 7 pâini au pus ei la dispoziție și cât au ridicat? 7 coșuri cu pâine. Nu numai că s-a săturat mulțimea, că aici intervine cel de-al treilea gând. Dragostea lui Dumnezeu produce minuni. Această dragoste manifestată cu milă, această dragoste manifestată într-un mod practic, ea este cea care produce minuni, dragii mei. Și iată minunea aceasta care are loc, că se satură 4.000 de oameni și ei nu sunt mai săraci, își primesc înapoi. Ba, își primesc mult mai mult. În fiecare coș a încăput mai mult de o pâine. A încăput mai mult.
Ei au dat 7 pâini și au ridicat 7 coșuri pline cu pâinile care au mai rămas. Vedeți care este minunea care o face Dumnezeu? Satură și pe alții, dar nu te sărăcește pe tine, ci te îmbogățește. Mărire lui Dumnezeu prin asta. Slăvit să fie Domnul! Haideți, dragii mei, că am fost chemați să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Haideți să facem pași prin credință. Haideți să ne consolidăm credința noastră, așteptând minunile lui Dumnezeu pentru noi. Să ieșim din rutina zilnică, din lucrurile acestea ale obișnuitului, care ne ține rațiunea noastră în ele. Pentru că sunt provocări ale vieții, într-adevăr, care le rezolvăm cu rațiunea. Dar sunt provocări unde este nevoie de minunea lui Dumnezeu. Nu te teme de o minune care vine de la Dumnezeu. Nu face pasul înapoi, ci fii acela care să spui: să mergi înainte, știind că Dumnezeu este Cel care poate. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să înțelegem că aceste pasaje, pline de învățătură pentru noi, sunt edificatoare, sunt provocatoare, sunt încurajatoare pentru noi. Și chiar de vor veni vremuri cu anumite nevoi, să spun așa, nu vor mai fi în magazine câte au fost. Dragii mei, nu vă temeți, mâncați-vă mâncarea cu bucurie, cu mulțumire. Chiar dacă va fi întrecerea anilor, să ajungă omenirea în dorința de resetare a ei, să ajungă să o ia de la zero. Să ajungă să o ia de la zero, să nu mai poți folosi telefonul mobil, să nu mai poți folosi internetul. Imaginați-vă numai dacă ar fi un astfel de moment. Să nu mai fie internet. Eu pe mulți aș vedea plângând după el. Mulți ar suferi, o, Doamne, enorm de mult. Dragi tineri, poate să vină vremea asta. Voi care sunteți generația internetului, poate să vină vremea asta în care să nu mai fie. Ce v-aș ruga? Nu disperați. Nu vă neliniștiți. Legătura cu Dumnezeu și cu Cel ce face minuni rămâne aceeași. Că nu-i nimic nou sub soare, a spus un om mai înțelept decât noi. Ce a fost, va mai fi. Și ce este, a fost. Nimic nu-i nou sub soare. Important este noi să fim slujitorii Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu lăsați îngrijorarea, teama, neliniștea să vă mănânce somnul și energia. Dumnezeu este cu noi. În numele lui Iisus vom avea și pâine pe masă, vom avea și apă să bem, vom avea cele necesare. Dar noi să ne manifestăm dragostea față de Domnul, așa cum Domnul Iisus s-a manifestat-o față de noi, cu milă, într-un mod practic. Să fim cei care să ne manifestăm lucrul acesta cu purtare de grijă și minunea dragostei. Dragostea va lucra minuni în viața noastră și în viața celor din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să ne ridicăm pentru un moment de rugăciune în care mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, sănătate și pentru oportunitatea de a fi aici în această seară. Vrednic este Domnul, să spunem un mulțumim frumos și să cerem ca Domnul să ne călăuzească în pace și să binecuvinteze casele și familiile noastre și Biserica Elim să fie sub ocrotirea Domnului. Amin. Și toți cei ce cheamă în numele Domnului să fie binecuvântați de El. Slăvit să fie Domnul! Să ne rugăm pentru aceasta și să mulțumim. Amin.
locurile și casele. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână cu fiecare dintre noi până în veșnicii. Amin. Vă rog să mai ocupați locurile doar pentru câteva momente. Lui Dumnezeu îi mulțumim pentru dragostea arătată, pentru puterea care ne-a dăruit-o fiecăruia și mulțumim Domnului că va fi cu noi și la plecare și peste întunericul nopții și că ne va binecuvânta în continuare în fiecare zi, pentru că El este plin de milă, este Cel care într-un mod practic se ocupă de noi, de toți, de aceea noi să-i fim credincioși și dedicați Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați, surori și prieteni, oaspeți ai casei Domnului, care ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu și ați participat la acest serviciu. Multă sănătate vă dorim, binecuvântarea Domnului în familie, în viața personală și să ne revedem din nou cu bine la botezul de duminică dimineața, la care vă invităm și pe voi, prieteni dragi, și pe toți cei care doresc să participe la această lucrare, să veniți să ne bucurăm împreună de lucrarea lui Dumnezeu. O seară binecuvântată tuturor și zile liniștite cu pace vă dorim, iar acum adunarea este liberă. Cu binecuvântarea Domnului suntem liberi. Iubind tot ce e drept și sunt.